Bună ziua, reprezentanților puterii a patra. Vă mulțumesc pentru atenție față de umila mea persoană. Fac o mică precizare. Am apărut în fața domniilor voastre nu numai în calitate de deputat, dar și în calitate de membru al grupului de lucru comun al Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuziei din partea fracțiunii PAS, blocul Acum. Profitând de acest prilej, propun atenție dumneavoastră și opinii publice din Republica Moldova următoare scrisoare deschise, adresate concetățenilor din UTA Găgăuză, cetățenilor Republicii Moldova, înaltului comisar OSCE pentru minorități naționale, în legătură cu acțiunile premeditate întreprinse de președintele Igor Dodon, care au drept scop instigarea la vrajbă interetnică în societatea moldovenească. Proclamarea independenței Republicii Moldova la 27 august 1991 nu putea să ducă la apariția implicită a unui stat de drept funcțional și democratic în limitele frontierelor fostei RSS moldovenești. Aceasta se datora inclusiv faptului că printre locuitorii fostei RSS moldovenești nu puțini erau acei care au regretat dispariția URSS și care chiar și psihologic nu erau pregătiți să se identifice cu noul stat, Republica Moldova. Consolidarea societății este una din condițiile cheie pentru ca asemenea noțiuni ca drepturile omului, democrație și statul de drept să devină valori comune și incontestabile pentru noi toți. Este o chestiune de maximă importanță dacă dorim ca Republica Moldova să devină un stat viabil cu care cetățenii să-și poată identifica viitorul. Iar consolidarea societății poate fi realizată doar printr-un dialog continuu, onest, bazat pe respect reciproc la toate nivelurile. Activitatea grupului de lucru comun al Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuzii, din care am onoarea să fac și eu parte, este un precedent pozitiv de inițiere și de menținere a unui astfel de dialog. În urma activității grupului de lucru comun, gradual, sunt demontate clișeele eronate existente, dispar suspiciunile și se acumulează capitalul încrederii reciproce, fără de care este imposibil de ajuns la viziuni comune privind locul UTA Găgăuziei în calitate de componentă organică și inalienabilă a Republicii Moldova. Este important de precizat că activitatea grupului de lucru comun este facilitată de partenerii externi ai Republicii Moldova, care au încredere în sinceritatea angajamentelor politicienilor moldoveni de a acționa în sensul consolidării societății. În acest scop, de exemplu, membrii grupului de lucru comun au posibilitatea să se familiarizeze cu experiențele de funcționare autonomiilor din spațiul european. Suportul partenerilor externe Republicii Moldova a fost reiterat și în cadrul vizitei în Republica Moldova din 28-31 ianuarie curent a domnului Lamberto Zanier, înaltul comisar al OSCE pentru minoritățile naționale, care și-a încurajat interlocutorii să continue dialogul politic pentru consolidarea relațiilor interetnice și și-a exprimat susținerea pentru acest proces. De asemenea, domnul Zanier a ajuns la o înțelegere cu conducerea țării cu privire la coorganizarea în Parlamentul Republicii Moldova în septembrie 2020 a unei conferințe la nivel înalt privind autonomie funcțională ca strategie de guvernare inclusivă. Doamna Zinaida Griceanu, speakerul Parlamentului, dar și președinte a partidului pro-prezidențial PSRM, a reconfirmat această înțelegere în cadrul întrevederii sale la 19 februarie 2020 cu domnul Klaus Neukirch, șeful misiunii OSCE în Moldova. Totodată, în cadrul aceleiași întrevederi, doamna Griceanu a subliniat că proiectele de legi discutate pe platforma grupului de lucru comun vor fi incluse pe ordine de zi a Parlamentului, subliniez, numai după obținerea consensului și coordonarea cu toate părțile vizate. Nu voi admite repetarea experiențelor nefericite anterioare, a mai menționat doamna Griceanu.
Cu părere de rău, doamna Greceanu și-a încălcat flagrant angajamentele solemne față de partenerii externi ai Republicii Moldova, sfidând activitatea și obiectivele grupului de lucru. La 16 iulie 2020, deputații PSRM au introdus în procedura parlamentară trei proiecte de lege vizează UTA Găgăuză, numărul 328, 329 și 330 din 16 iulie 2020. La 12 iulie 2020, deja, acestea au fost vizavizate pozitiv pentru vot în prima lectură de către Comisia Juridică, Numiri și Imunități, controlul care este deținut de PSRM. Și mai grav este că prevederile proiectului de lege numărul 328 din 16 iulie 2020 pentru completarea articolului 27 din legea numărul 344 din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei, contravind flagrant Constituției Republicii Moldova. Ne mai vorbim de faptul că modificarea legii care reglementează statutul special al UTA Găgăuzea necesită votul a cel puțin 3/5 din numărul deputaților aleși în Parlament, articolul 111.7 din Constituția Republicii Moldova, și deci presupune un consens larg în Parlament. Acest gest cinic și absolut iresponsabil al deputaților PSRM a fost determinat în mod clar de ambițiile electorale a președintelui Igor Dodon. Președintele Igor Dodon și PSRM provoacă, conștient, neadoptarea acestor proiecte de legi pentru ca în campanie electorală, pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, în fața alegătorilor din UTA Găgăuză, se poate da vina pe naționaliștii români și unioniști în Parlament. Președintele Igor Dodon și PSRM, la fel ca și în campaniile electorale anterioare, revin la practica reanimării tensiunilor interetnice din societatea moldovenească, iar acțiunile lor cad sub incidența articolului 346 din Codul Penal al Republicii Moldova, și anume, acțiuni intenționate, îndreptate spre ațățarea vrajbii, diferențierii sau dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase. Președintele Igor Dodon și PSRM periclitează eforturile de consolidare încrederii și de căutarea consensului pe platforma Grupului de Lucru Comun al Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare. Președintele Igor Dodon și PSRM sunt provocatori politici gata să sacrifice pacea interetnică din Republica Moldova de dragul puterii. La alegerile prezidențiale din 2016, candidatul Igor Dodon s-a prezentat în fața concetățenilor din UTA Găgăuză, dar și în fața întregii societăți, cu mesaje xenofobe, instigând la vrajbă interetnică. Timp de 4 ani, președintele Igor Dodon n-a făcut nimic pentru consolidarea societății și nu și-a onorat nicio promisiune electorală. Fac apel la înțelepciunea concetățenilor noștri din UTA Găgăuză, precum și la înțelepciunea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, să nu cădem din nou în plasa politicienilor cinici și avizi de putere. Igor Dodon este un pericol real pentru Republica Moldova. Instigatorul vrajbei interetnice Igor Dodon trebuie oprit. Vazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al grupului de lucru comun. La aceasta vreau să adaug că, în calitatea mea de membru al grupului comun, i-am expediat colegilor din acest grup opinia mea cu exprimarea neîncrederii domnului Bătrâncea în calitate lui de copreședinte al acestui grup, dar care a coborât la nivelul unui executant docil al acestei provocări de instigare a vrajbei interetnice, semnând în calitate de coautor aceste trei proiecte de legi. Deci, ideea este simplă. Apel la înțelepciunea cetățenilor Republicii Moldova, provocatorul politic Igor Dodon
trebuie oprit. Vă mulțumesc. Domnule Nantoi, doar o întrebare, dacă îmi permiteți, Elena Pârgaru, TVR. Ieri, în timpul întrevederii președintelui Igor Dodon cu liderul separatist Vadim Krasnoselski, șeful statului l-a numit pe Krasnoselski președintele Transnistriei. Cât de oportună sau inoportună vă pare o astfel de adresare? Mă miră faptul că formulați această întrebare. Să nu uităm că Igor Dodon, imediat după alegerea sa la 16 decembrie, la 13 noiembrie 2016, dacă nu greșesc, la 11 decembrie, deja l-a felicitat pe Vadim Krasnoselski. În opinia mea personală, Igor Dodon, pe lângă faptul că este cel mai minciunos președinte din Republica Moldova, el este agent de influență al Federației Ruse, care are drept scop realizarea scenariului COSAC 2, care este o ramificație a proiectului inițiat de Putin, care se numește Ialta 2. Adică transformarea Republicii Moldova într-un cobai politic, unde va fi realizat scenariul COSAC 2, care ulterior va fi impus Ucrainei, în cazul raionelor din regiunile Donetsk și Lugansk. Prin urmare, pentru mine, ca pentru cetățean al Republicii Moldova, comportamentul lui Igor Dodon este absolut umilitor și inadmisibil, dar din punct de vedere al Constituției și jurământului depus de acest individ, este o trădare intereselor naționale. Atât, vă mulțumesc și luptați cu coronavirusul.